Cazurile de COVID-19 sunt din ce în ce mai puține în județul Mehedinți. În ultimele 24 de ore au fost confirmate doar 3 cazuri de îmbolnăvire cu coronavirus și nu a fost înregistrat niciun deces. Situația epidemiologică din județul Mehedinți de astăzi 24 mai este următoarea. 813 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia. 17 persoane se află în carantină instituționalizată. 61 persoane sunt internate în spitale suport COVID din județ. 94 persoane sunt testate pozitiv și sunt izolate la domiciliu asimptomatice. În ultimele 24 de ore în județul Mehedinți au fost confirmate COVID-19 3 persoane. Rata incidenței cumulative COVID-19 pe cel la 1000 de locuitori este de 0,46. Oamenii interesați de rata incidenței cumulative a COVID-19 trebuie să știe că aceasta este disponibilă și pe site-ul Direcției de Sănătate Publică Mehedinți.